Angajații de la termocentralele Mintia și Paroșeni din cadrul complexului energetic Hunedoara au declanșat miercuri o grevă japoneză, protestând astfel împotriva deciziei administrației prin care toți salariații vor intra într-un proces de regim de așteptare prin rotație, programul de lucru nefiind deocamdată afectat. Ne întrebăm de ce se recurge la o măsură, cea care se desfășoară începând cu ziua de astăzi, de ieri, de plecarea 25% din întreg personalul, mai puțin cel direct productiv, pentru că sunt lucruri care oarecum se bat cap în cap. Bineînțeles că voi fi imediat contrat și mi se va spune, domnule, dar vrei să se piardă locuri de muncă? Păi nu, dar în condițiile în care 25% din acest personal îți lipsește până la sfârșitul anului, mă întreb atunci ce economie serioasă ai vrut să faci tu ca și administrator, dacă te poți lipsi de 25% din personal în fiecare zi, începând cu data de ieri și până în data de 31 decembrie, de ce nu au avut o gândire obiectivă, serioasă, aplicată, pe care ar fi trebuit să ne o explice și să ne se spună negru pe alb că urmează în cadrul complexului energetic Hunedoara să aibă loc restructurări de personal și că vor pleca, nu știu, 10, 15, 20, 100, motivat evident. În cadrul Consiliului de Administrație al Complexului Energetic Hunedoara s-a stabilit faptul că salariații vor lucra mai puțin. În fiecare săptămână, programul lor de lucru va fi redus cu o zi, situație în care la nivelul unei luni întregi angajații vor lucra cu 4 sau 5 zile mai puțin. Reducerea activității se va aplica tuturor, mai puțin salariaților care lucrează în subteran și personalului direct productiv. În cazul în care la nivelul Complexului Energetic Hunedoara vor exista concedieri de personal, oamenii vor pleca fără sume compensatorii, pentru că bugetul aprobat săptămâna trecută de guvern nu cuprinde astfel de plăți. 40-50 de angajări la mina Livezeni. Asta solicită primarul municipiului Petroșani Tiberiu Iacobriții conducerii complexului energetic Hunedoara. Edilul a discutat cu ortacii, dar și cu conducerea unității miniere de la Livezeni, care este de părere că este nevoie de personal suplimentar pentru ca această unitate minieră să funcționeze. E mai mult decât necesar în perioada următoare să se poată angaja în jur de 40-50 de tineri, pentru că anul acesta, din informațiile care le-am primit, vor ieși la pensie aproximativ 120 de oameni, ceea ce este foarte mult, iar în locul lor trebuie să vină altcineva, pentru că altfel nu se pot asigura fluxurile de producție normale și, așa cum s-a întâmplat la celelalte mine, ar trebui să se întâmple și la Livezeni. Sigur, am înțeles oportunitatea angajării la celelalte mine a acestor oameni, pentru că erau într-un deficit mai mare de personal decât mina Livezeni, însă pe viitor mina Livezeni are nevoie de acești oameni. 76 de angajări au avut loc chiar în această perioadă la complexul energetic Hunedoara. Începând cu data de 1 iulie, aceste persoane vor fi angajate pe o perioadă determinată de 6 luni. Fără contract colectiv de muncă, începând de miercuri 11 iunie, minerii de la divizia minieră din cadrul complexului energetic Hunedoara au rămas fără contract colectiv de muncă. Astfel, plățile salariale către ortaci se realizează ilegal. Reprezentanții sindicatului Muntele, sindicat reprezentativ la nivelul complexului energetic Hunedoara, au solicitat încheierea unui acord. Contractul colectiv de muncă al minerilor a expirat. Astăzi suntem fără contract colectiv de muncă și avem adresat solicitarea către conducerea complexului energetic de a încheia un acord comun de data aceasta și pentru energeticieni și pentru mineri, prin care să le poată fi garantate drepturile și facilitățile salariaților până în momentul în care vom negocia și vom înregistra un nou contract colectiv de muncă. Acordul va fi încheiat pe perioade limitate de timp, nefiind posibilă semnarea unui acord valabil până la finele anului. Aceste acorduri se vor face pe perioade scurte de timp. Nu vom face un acord așa cum am văzut intenția unora dintre liderii de sindicat care nu sunt astăzi la masa dialogului, dar încearcă să inducă o falsă idee că se poate rezolva acest lucru. Deci a încheia un acord până la sfârșitul anului este o himeră, pentru că este aproape imposibil să garantezi niște drepturi pe un acord și mai mult decât atât, noi suntem într-un conflict colectiv de muncă pe care trebuie să-l gestionăm în condițiile legii dialogului social și nu ne putem permite să
încheiem un acord care să substituie până la urmă un contract colectiv de muncă. Potrivit conducerii complexului energetic Hunedoara, dar și a sindicaliștilor, se încearcă menținerea drepturilor de care beneficiau ortacii și până în prezent. Asta chiar dacă bugetul entității este unul pe pierdere. Reprezentanții sindicatului Muntele solicită parlamentarilor județului Hunedoara, primarilor, dar și reprezentanților complexului energetic Hunedoara participarea la o întâlnire de lucru pe tema entității energetice. Cei de la sindicat vor astfel să atragă atenția asupra problemelor cu care se confruntă complexul. Este o intenție reluată a sindicatului Muntele, pentru că nu este o noutate. Am mai avut astfel de demersuri către cei care, până la urmă, pot să fie responsabili de soarta mineritului din Valea Jiului și, bineînțeles, a complexului energetic de data aceasta. De cele mai multe ori, răspunsul a lipsit din partea, în primul rând, a factorilor politici sau s-a rezumat la unul așternut pe o coală de hârtie. Poate că până în acest moment problemele n-au fost atât de grave și atât de arzătoare, motiv pentru care cred că și sper ca de data aceasta să lase orgoliile la o parte și simpatiile și să vină la aceeași masă la care noi îi invităm să vedem care ce poate să facă pentru a găsi soluții și a sprijini împreună supraviețuirea complexului energetic Hunedoara. Nu am stabilit o dată pentru acest lucru, dar cu siguranță în cursul acestei săptămâni vor primi invitațiile din partea noastră și așteptăm răspunsul cu privire, în primul rând, la participarea la această întrunire pe care dorim să o avem, după care vom stabili cu siguranță modul de desfășurare. Liderii minerilor spun că toate persoanele care au putere de decizie, dar și ceilalți lideri de sindicat, ar trebui să participe la o astfel de întâlnire care este vitală pentru soarta Văii Jiului. În primul rând, parlamentarii județului Hunedoara de data aceasta, pentru că, iată, nu putem să vorbim numai de Valea Jiului. Sunt edilii localităților în care funcționează termocentralele Mintia, Paroșeni și exploatările miniere din Valea Jiului. Sunt directorii care coordonează activitatea și, în ultimul rând, vom înmâna și vom adresa invitație către toți președinții de organizații sindicale care sunt constituite la nivelul complexului energetic Hunedoara, pentru că dacă legea dialogului social spune că un contract colectiv de muncă se negociază cu sindicatul reprezentativ Muntele de data aceasta sau până în acest moment, nu înseamnă că responsabilitatea pentru ceea ce înseamnă funcționarea complexului nu revine și colegilor noștri de la celelalte sindicate, pentru că este ușor și în mișcarea sindicală ca și în politică să stai pe tușă. Nu este pentru prima dată când cei de la sindicat solicită o astfel de întrevedere. De fiecare dată însă puțin sunt politicienii care răspund prezent la astfel de reuniuni care au ca obiect principal mineritul din vale. La mina Livezeni a fost realizată o investiție care va deservi activitatea de producție. Investiția prin fonduri proprii este de fapt o stație de înnămolire. Este un efort al oamenilor de la mina Livezeni. Putem să-i felicităm pentru asta, că cu resurse puține, cu fonduri proprii, cu resurse puține, au reușit să construiască această stație de înnămolire, care în contextul punerii în funcție a abatajelor de pe stratul 13, noi avem nevoie pentru asigurarea condițiilor în subteran. Deci stațiile de înnămolire în general contribuie la asigurarea protecției muncii în general în subteran. Potrivit reprezentanților complexului energetic Hunedoara, stația a fost realizată din materiale refolosite care au fost scoase din subteran. Foarte multe materiale recuperate. Practic, pot să spui că au făcut din nimic. Din ce au avut prin curte, utilaje vechi, materiale recuperate. Și, bineînțeles, a adăugat ceva betoane și astea cumpărate din fondurile noastre. Investițiile în minerit sunt absolut necesare în contextul în care ortacii lucrează tot cu sapa și lopata și realizează investiții cu materiale second hand. Primarul municipiului Petroșani Tiberiu Iacobriți a vizitat astăzi mina Livezeni. Acesta a stat în subteran câteva ore bune, timp în care a parcurs un traseu de unde începând din toamnă se va extrage huila.
Am dorit să merg în stratul 13 și acolo am fost însoțit de domnul Valea și de domnul Giubalcă. Am văzut niște lucruri extraordinare. Stratul 13 este practic cel mai bun strat de cărbune de la mina Livezeni. Se pregătește un nou panou și chiar am vrut să văd nemijlocit ceea ce se întâmplă acolo, pentru că și din punctul meu de vedere, dar și al specialiștilor de la mina Livezeni, depinde practic viitorul acestei mine. Lucrurile sunt îmbucurătoare, statul e în condiții foarte bune, s-au recuperat foarte multe utilaje și spre sfârșitul acestui an să sperăm că vor începe exploatarea de cărbune în acest strat. Dânsul a dorit să vadă stratul 13, după cum v-a relatat și dânsul. A mers acolo. Într-adevăr, stratul 13 pentru mina Livezeni reprezintă viitorul acestei mine. Este o zonă în care cărbunele este foarte bun calitativ și o dezvoltare a stratelor mai bună decât în alte zone. Noi aici urmează să echipăm un abataj cu complex mecanizat și împreună cu domnul primar am vizitat aceste locuri de muncă. În timpul vizitei edilului în subteran au existat și mici probleme. Un utilaj care trebuia să-i aducă la suprafață a fost avariat. A fost o mică avarie normală în astfel de instalații și sigur a trebuit să mergem mai mult pe jos, dar cu ocazia asta am și putut să văd mai mult. Edilul este legat de mina Livezeni și sentimental. Înainte de a deveni primar, acesta a lucrat aici. Am lucrat 6 ani în subteran, m-am reîntâlnit cu foștii colegi. A fost un prilej bun de a mă reîntâlni cu ei și de asta de vorba. Sigur, sunt probleme ca întotdeauna, mai de aprovizionare cu materiale, mai de alte lucruri, dar vreau să vă spun că vreau să-i felicit pe cei care lucrează la mina Livezeni și pentru eforturile pe care le fac. Ceea ce am văzut eu jos la stratul 13, în condițiile de astăzi, e o muncă titanică și care nu putea fi făcută fără să se pună, în primul rând, suflet acolo. Prin vizita în subteran, primarul Tiberiu Iacobliții a dorit să tragă un semnal de alarmă în ceea ce privește mineritul din Valea Jiului. 4 cișmele sunt pe raza municipiului Petroșani. Toate acestea sunt funcționale, însă apa de la ele nu este gratuită. Cei care suportă aceste cheltuieli sunt administrațiile locale pe raza cărora există cișmelele funcționale. Pe raza municipiului Petroșani sunt 4 cișmele care sunt în administrarea primăriei municipiului Petroșani. Ele sunt contorizate, iar primăria plătește. Mai există încă una la Uricani, care la un moment dat a fost oprită, s-a contorizat și funcționează la Uricani. Noi nu suntem datori, având în vedere faptul că suntem societate comercială, să dăm gratuit, ci primăriile au obligația să facă aceste lucruri, mai ales acum vara când apar aceste călduri, ele trebuie să funcționeze, funcționează din punctul nostru de vedere, iar în același timp noi le contorizăm. Una dintre cișmelele din municipiul Petroșani este cea din Parcul Central Carol Schröter. Aceasta este de altfel și cea mai utilizată pe timpul verii când temperaturile exterioare sunt ridicate. Mai multe puncte de distribuție a apei vor fi amenajate pe raza municipiului Petroșani. În zilele când temperaturile externe vor atinge pragul de 35 de grade, administrațiile locale vor fi obligate conform legii să amenajeze puncte de distribuire a apei. La Petroșani, acest lucru deja a fost discutat. Ultimele zile au fost la nivelul țării noastre extrem de călduroase. În unele zone s-au înregistrat și temperaturi considerate a fi caniculare. La noi, în Petroșani, încă temperaturi peste 35 de grade nu au fost înregistrate, dar în momentul în care ne vom confrunta și noi cu situații de caniculă, evident că vom ține cont de prevederile legii și vom instala acele puncte prin care doritorii sau din care doritorii pot să servească apă în aceleași locații ca și în anii precedenți, adică la primărie, la piață, la spital. Ca în fiecare an, punctele de distribuire a apei vor fi amplasate în aceleași locuri, iar dacă situația o impune, numărul acestora va fi suplimentat. În tot acest timp, medicii recomandă atenție în special din partea persoanelor vârstnice. Expunerea îndelungată la razele soarelui poate provoca neplăceri.